Bună seara, bine v-am regăsit. Începe emisiunea Deale Buzoianului. L-am invitat în studioul nostru pe domnul Ion Barbu, este consilier local PNL. Domnule Barbu, bună seara, bine ați revenit. Bună seara, bine v-am regăsit. Vorbim despre ce se mai întâmplă în Buzău, așa cum ne-am obișnuit, despre problemele din fiecare zi. Și pentru că dumneavoastră vă pricepeți foarte bine la viața celor care trăiesc în Buzău în apartamente, în primul rând sunteți și președinte al unei asociații de proprietari, o să vă rog să-mi spuneți ce opinie aveți dumneavoastră vis-a-vis de ce se va întâmpla în iarna următoare. Avem câteva ipoteze, una dintre ele înaintată de domnul primar Constantin Toma, care se pare că va deveni reală această ipoteză, va fi dat un ajutor de 7.000 de lei pentru familiile care locuiesc în blocuri unde mai sunt 1 până la 3 apartamente racordate la RAM. Cum vi se pare o astfel de idee, un astfel de ajutor? Deși discuțiile vis-a-vis de subiectele pe tema asta au fost tot puse pe tapet de ceva timp și aș spune eu chiar din 2017, când o altă primărie, dacă nu mă înșel, primăria Galați a mers pe această variantă, dar din păcate, din ce știu eu, acolo s-au întâmplat niște lucruri, adică primăria a fost dată în judecată de către alți proprietari de apartamente care nu au beneficiat de această facilitate. Eu cred că este o mare greșeală care se face cu o asemenea inițiativă și spun asta pentru că sunt foarte multe familii și vă spun eu că din cele poate 20.000 de apartamente care și-au instalat pe cheltuială proprie centrale de apartament. Deci din acestea sunt foarte multe apartamente sau sunt foarte mulți proprietari de apartamente care au făcut împrumuturi și foarte greu au suportat cheltuielile pentru a-și individualiza consumul la energia termică. N-au primit ajutor de la nimeni. Nu au primit ajutor de la nimeni. Dacă discutăm de cazuri sociale, era una, dar aici nu discutăm de cazuri sociale și discutăm de fapt de o situație creată tot datorită prostului management făcut de către cei care au manageriat și primăria și această societate care este subordonată primăriei, adică Regia Autonomă Municipală. În ani, mulți dintre proprietarii de apartamente, invocând motive, întotdeauna motive serioase, au trecut de la sistemul ăsta centralizat la sistemul propriu și au considerat majoritatea, nu știu, eu n-am auzit cazuri când să se plângă de acest sistem propriu de încălzire, dar această măsură care a fost, care va fi luată, că noi nu vom, consilierii PNL nu vom aproba un asemenea proiect, dar majoritatea care o reprezintă PSD-ul sigur va vota în favoarea acestui proiect și bineînțeles că după aceea vor începe discuțiile. Spun că, pe de o parte, nu este moral să adoptăm un asemenea proiect, dar pe de altă parte discutăm de ce creăm ca și situație și celor care sunt în același bloc unde sunt 3 apartamente maxim, așa cum prevede acest proiect. Unul nu are posibilitatea să instaleze centrale și atunci beneficiază de această facilitate. Alte 2 apartamente au posibilitatea să-și instaleze centrală de apartament, dar nu au timpul fizic să-și instaleze. Sau poate au alte priorități și au alte planuri cu banii respectivi. Da. Vor fi obligați să se debranșeze. Da. Din propriul buzunar vor plăti. Exact. Chiar dacă o altă familie în aceleași condiții aproape primește 7.000 de lei. Exact. Vă dați seama că baremul ăsta, salariul minim net pe economie, dacă îl depășești cu 10 lei, cu 20 de lei, nu mai poți beneficia de această facilitate pe care cine a inițiat-o, mie mi se pare că a făcut-o mare, a greșit foarte mult și nu este deloc în regulă cu ceea ce se întâmplă în Buzău. Dacă se lua o altă decizie la nivel de oraș și în sensul că regia în sine nu mai putea să suporte aceste cheltuielile cu furnizarea energiei termice, da, înțelegeam, cazurile sociale toate trebuiau rezolvate la modul acesta. Dar nu așa cum se încearcă acum, motivându-se că dacă se distribuie energie termică spre blocurile unde sunt mai puține apartamente branșate la sistem, sunt foarte mari cheltuieli făcute de către RAM pentru a duce energia termică până la acel bloc. Dar de ce nu facem noi sau de ce nu s-a făcut în timp
cum am spus de nenumărate ori, și eu și nu numai eu, că nu poți lăsa lucrurile la voia întâmplării, chiar și pe acest sistem, ci ar fi trebuit pe cheltuiala poate a proprietarilor să se redimensioneze toate instalațiile de distribuție din subsolul blocului, în așa fel încât ea să corespundă la solicitarea numărului de apartamente rămase la sistem. Pe altă parte, să se facă investiții așa cum ar fi fost corect să se facă, din banii care s-au acumulat în timp, din subvenții, la nivelul societății, bineînțeles cu sprijinul primăriei, și să se redimensioneze toată distribuția, adică partea aia care înseamnă conducte până la fiecare bloc în parte. Nu s-a făcut nimic. Iar măsura asta sigur va crea o situație destul de greu de gestionat, pentru că, pe de o parte, e ceea ce spuneam eu, iar mai devreme cu unii ar putea să beneficieze, alții nu, iar pe de altă parte, ce te faci cu cei care deja au făcut foarte multe cheltuieli și acum să simt să discriminați. Mulți au făcut credit pentru a-și instala o centrală termică trecuți. Exact. Am văzut pensionari mergând la casa de pensii pentru a-și face la casa de pensii, la ce are pensionarilor, ca să-și facă împrumuturi pentru a suporta aceste cheltuieli. Cum vor privi această măsură acești oameni? Avem pe cineva la telefon. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara, sincer, scuze-vă, deranjez. O întrebare pentru domnul Barbu. Vă rog. Am mai intervenit în discuții cu domnul Barbu și la dumneavoastră misiune. Domnul Barbu, ce se întâmplă? Deci locuiesc într-un bloc unde am făcut instalații de încălzire pe orizontală. Da. Cu gigacalorimetri, exact. Cu aparate de apă caldă, apă rece la fiecare ușă, cum e gazele și cutare, la fiecare bloc. Suntem 12 apartamente cu acest sistem, iar 7 sunt pe centrală proprie. Ce mă interesează? Domnul Toma a spus că dă 7.000 de lei, nu știu cum, nu știu ce, pentru să-și instaleze lumea în funcție de buget centrale. O întrebare. Dacă ramul se desfințează, căsuța de lângă bloc, care este propriu-zisia noastră, numai a ramului, cu distribuția, în micro 14 locuiesc. Da, da, da. Fiecare, e o mini-centrală așa. Putem să montăm o centrală pentru aceste 12 apartamente sau pentru tot blocul? Cu un împrumut, cum a zis domnul Toma, 7.000 de lei sau cât este de apartament? Împrumutul, vedeți că nu vi-l dă pentru fiecare apartament. Dar deci nu e un împrumut, e un ajutor. Da, nu am zis. Dar în schimb... Este un ajutor pentru fiecare... Nu. Pentru cei care au venituri mici și sunt obligați să se debranșeze. Și să fie doar 3. Avem venituri mai mari. Putem să montăm o centrală proprie comună pentru 12 apartamente la un bloc? Este o soluție... Cu bani de la primărie, la domnul Toma, care s-a luat după Galați. Da, da, da. Eu sunt convins că o măsură de genul ăsta este cea mai bună pentru dumneavoastră acolo și cred că dacă face solicitări, nu neapărat anul ăsta, dar veți putea beneficia de niște subvenționări din partea primăriei, dar la proiectul ăsta nu vă puteți lipi. Asta categoric. Este vorba doar de să existe doar 3 apartamente, să fie cu salariile medii, sub salariu minim pe economie, care minim net, care e 1100. Foarte bine, 3 apartamente, 2 apartamente. Da, da, da. Ce se întâmplă atunci? Ramul mai funcționează pentru noi ăștia care avem, depășim un... Păi trebuie să funcționeze, doar că vor fi facturile mai mari în condițiile în care nu vom avea subvenție la gigacalorie. Sigur. Și mai e un lucru. Domnul Toma a zis că se termină cu ramul și să... Gata, domnul Toma a spus că se termină cu ramul în timp dacă nu se rezolvă situația datoriilor. Nu e vorba că închide cineva regia. Și sunt niște situații foarte concrete unde sunt blocurile acelea, fostele blocuri de nefamiliști, unde proprietarii respectivi n-au nici unde să-și instaleze nici măcar un convector. N-au coloanele de gaze trase, adică inclusiv măsura asta pare pompieristică, ea nu are termen de punere în aplicare, nu-i prevăzut în bugetul pe anul ăsta. Și după aia, de mâine se fac probele, încep să se facă probele la rece, la încălzire. Când Dumnezeu să se pună în aplicare toate deciziile dacă nu ne-am luat din vreme măsurile care trebuiau luate?
Toate lucrurile astea sigur vor duce undeva, vor duce la o dezechilibrare totală a sistemului de transport, distribuție, furnizare, la energie termică și sigur RAM-ul, dacă nu va primi subvenție de la guvern, va fi într-o mare problemă, dar de furnizat va trebui să furnizeze, măcar la parametri de avarie, pentru că nu poți lăsa școlile care încă sunt la sistem, grădinițele și plus că toate blocurile în sistem cămine și de oamenii care nu primesc niciun ajutor și n-au exact cum să se debranșeze și rămân și la RAM. Și dați seama cu ce cheltuieli vor trebui aceștia să se angajeze să-și plătească facturile. E complicat. Mai avem pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, doamnă. Bună seara, domnul Ion Barbu. Să aveți și vreo 3 prospecte, domnul Ion Barbu. Am mai amintit și datele trecute. Legat de WC-ul de la piață, văd că nu s-a luat niciun fel de măsuri. Și cu dumneavoastră am discutat și cu domnul Roșioru. Dânsul săracu tot încearcă să facă ceva. Am zis să vă amintesc și dumneavoastră. Poate face ceva și pentru orașul ăsta. Da. Așa, al doilea aspect cu tarabele alea. A spus că le luat după platou, le găsit undeva un loc că miroase a urină, își fac nevoile ăștia pe aici și arată și urât pe platos. Al treilea aspect cu gardul viu. Am înțeles că a scos asta primăvară gardul viu, văd că nu s-a mai scos. Nici pe Unirii, nici pe la poliție, pe acolo n-a scos câteva locuri care nu au scos. Haideți să încercăm să facem ceva și pentru orașul ăsta. Și pavelele alea a zis că le scoate în centru acolo, n-a făcut nimic. Haideți, domnul consilier, să facem ceva și pentru orașul ăsta. Bun, vă mulțumim pentru intervenție. O seară bună vă doresc. Să vă rog să răspundeți sperând întrebărilor. Sigur, toate problemele astea n-am putut să fac altceva decât să le transmit domnilor viceprimari, pentru că mai mult de atât... Deci le cunosc deja. Da, nu? Sunt cunoscute. Bineînțeles că s-au luat angajamente că s-au luat angajamentul că vor fi rezolvate. Din păcate, așa cum constată și telesfaturi dumneavoastră și eu, nu s-au rezolvat și am impresia că cel puțin cu pavelele din centru e o mare problemă. Știți destul de bine că domnul primar ne spune că Bulevardul Unirii va intra într-o reabilitare cu banii europeni, dar nu știm când. Oricum, cred că după 2020. Asta e o problemă care chiar pe mine mă supără rău de tot, locuind în zona Unirii Sud. Și trec pe Bulevard de cel puțin 3 ori pe zi, din centru și până în zona Unirii Sud. Și întotdeauna mă revolt când văd cum arată trotuarele, cum văd cum arată spațiile verzi, care nu cred că arată ca ale unui oraș, măcar atât cum că aveam noi pretenția să arate, după ce la primăria Buzău a venit un om care ne asigura că Buzăul va înflori în 2 ani. Domnule Barbu, să revenim puțin la subiectul de mai devreme, pentru că un telespectator pe bună dreptate era alarmat că rămâne fără regie autonomă municipală și nu va mai avea cine să distribuie agent termic în apartamente. Spuneți-mi ce credeți că se va întâmpla la RAM, pentru că regia nu poate fi închisă. Cum bine spuneați dumneavoastră, sunt multe școli, multe grădinițe. Sigur. Sunt foarte mulți oameni care încă sunt racordați la RAM. Sigur că da, sunt, dacă ne luăm după situațiile comunicate de RAM, sunt aproape 13.000 de apartamente rămase încă la sistem. Mă dați seama, nu poți să creezi o problemă majoră orașului luând decizii, măsuri de genul ăsta. Adică neplata subvenției către cel care produce, că până la urmă aici ar trebui să ajungă banii la producători. În ani s-au tot plimbat responsabilitățile, s-au încercat să se găsească soluții, dar din păcate Buzăul, care putea beneficia de un sistem de furnizare a energiei termice, așa cum era lăudat prin anii 2007-2008, unul dintre cele mai moderne, odată cu producerea energiei termice în sistem de cogenerare, ca și o poveste așa, părea la un moment dat că vom fi singurii din țară care vom plăti în jur de 60 de lei pe gigacalorie. Vă dați seama ce ar fi însemnat să plătim acum maxim 150 de lei real pe o gigacalorie. Păi cred că nimeni nu și-ar fi
făcut o cheltuială în plus, să-și pună centrală, să știe că la 2 ani de zile trebuie să facă o ieșirizare și așa mai departe, plus investiția cu calorifere, disconfort. Dar, din păcate, lucrurile au mers din rău mai rău, iar în momentul de față constatăm că suntem într-o situație destul de delicată. Ce să le mai spunem buzoienilor? Să le promitem că nu vor fi probleme? Greșim. Să le spunem că vor fi mari probleme? Iar greșim. Pentru că chiar nu știm cum va acționa guvernul în condițiile în care auzisem că ministrul finanțelor ar fi promis că Buzăul va beneficia și în această iarnă de subvenție. Vorbiți despre domnul Teodorovici. Teodorovici, și am înțeles că ar fi spus lucrul. Da, e ocupat cu alte probleme în perioada aceasta, da, nu cred că se mai gândește. Da, e o problemă foarte delicată asta. Știm destul de bine că... Dânsul a promis și că face podul de la Vadul Paști, da, dacă vă amintiți. Da, cum să nu? Da. Cum să nu? Dar să știți că întotdeauna am trăit cu speranța și dacă știm că speranța moare întotdeauna mai trăim cu speranța că și la Buzău lucrurile nu vor fi chiar atât de urâte cum ne sunt prezentate la momentul ăsta. Da, speranța însă, nu va ține de cal la iarnă, dar da, cine știe ce se va întâmpla. Da, însă revenind la acordarea acestor sume de 7.000 de lei persoanelor așa care, familiilor care nu au posibilități financiare și, mă rog, și au un venit minim pe membru de familie sub salariu minim net pe economie, e o mare greșeală, din punctul meu de vedere, să faci acest lucru. Întrebarea este alta. Pe lângă faptul că sunt mii de buzoieni care au centrală termică instalată din venitul propriu, fără a fi primit vreun ajutor de la primărie sau de la o altă instituție, sunt foarte mulți buzoieni care au venituri mici, sunt oameni cu pensii de 500 de lei, care nu își vor putea plăti facturile la încălzire în această iarnă. Oameni care, din nefericire pentru ei, locuiesc în blocuri în care sunt mai mult de 3 apartamente racordate la RAM. Deci nu vor primi 7.000 de lei de la primărie pentru a se debranșa. Ce ajutor vor primi acești oameni pentru a se încălzi? Există tot în acest proiect mai multe facilități pentru persoanele singure, persoane neajutorate, persoanele cu probleme de sănătate majore și așa mai departe, dar este un sistem destul de pogubos din punctul meu de vedere în acest proiect de hotărâre, adică nu încurajăm deloc munca, și mai degrabă încurajăm întinsul mâinii către cei care eventual au și bunăvoința, cum văd aici în acest proiect, bunăvoința să dea. În ce cuantum se oferă ajutor? Aici sunt o groază de lucruri care până la urmă o să treacă, zic eu, dar nu e deloc în regulă. Zici, printre altele aici, că se vor da bani pentru Paști. Adică să vor acorda ajutoare persoanelor care au venituri sub salariu minim pe economie, 500 de lei, niște etichete sociale și așa mai departe. Sunt, despre ce vorbiți acolo? Un proiect de hotărâre, un proiect care, de hotărâre va fi care mâine votat? Va fi exact votat. Cum se numește proiectul? Se numește deci sunt proiect privind incluse? Aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență, precum și a prestațiilor financiare excepționale. Și aici sunt trecute foarte multe pomeni. Care deși pentru fi... sărbătorile pascale. Da, da, da. Spuneți-mi dacă pentru tinerii care se căsătoresc, pentru mamele care nu au venituri deloc sau au lucrat la negru, există vreun ajutor pe care îl oferă primăria, că statul nu mai oferă niciun ajutor? Da, sunt trecute aici mai multe tipuri de ajutoare din astea. Persoanele care suferă de boli grave, dovedite cu acte medicale și așa mai departe, pot beneficia de pe an o sumă de până la 4.000 de lei. Sunt mai multe facilități, mai mulți bani care vor fi dați persoanelor cu probleme, de asemenea și chiar persoanelor care nu pot să-și plătească. Văd aici energia electrică, gaze naturale, energia termică, până la 1.500 de lei pe an, dar tot așa să aibă venitul sub salariu minim net pe țară. Dar nu sunt de acord deloc cu toate aceste lucruri, pentru că nu încurajăm de fapt munca. Și vreau să vă spun că am trecut astăzi printr-o zonă orașului și am intrat într-unul dintre localuri, n-aș putea spune, o patiserie, unde patronul acelei patiserii,
care e patron de foarte mulți, mulți ani acolo, m-am mirat, am crezut că i-a dat liber angajatei din moment ce vindea el. Și mi-a spus că nu vine nimeni să se angajeze. Au plecat toți, pentru că și el era revoltat că în loc să încurajăm munca, tot timpul găsim tot felul de metode pentru a atrage oamenii de partea noastră ca și votanți, nu de partea noastră să muncească alături de noi. Deci spuneți că de la primărie au început să se gândească la astfel de pomeni electorale, cum le denumim și cum le denumesc mulți, da. Pentru că din câte s-a tot spus și din câte a susținut de fiecare dată domnul primar, nu-și dorește voturi pe baza unor astfel de ajutoare sau... Păi, sau de jocuri politice, dacă din moment ce așa. Avem prevăzute vreo 10 puncte, dacă nu mă înșel, în proiectul de hotărâre de mâine, care tocmai despre asta vorbesc, cele 10 puncte, e clar că nu mai poate, chiar sunt mai multe, sunt 13, da, 14 puncte. Deci peste tot aici se discută despre niște facilități care ele nu vin deloc să încurajeze munca. Nu putem vorbi de situațiile grave, familiile, persoanele cu probleme majore de sănătate. Dar nu putem deloc să fim de acord într-un oraș unde ne plângem că nu putem să acoperim locurile de muncă. Care punct ar fi care să vă deranjeze? Spre exemplu, cum am spus mai devreme legat de persoanele singure sau familiile defavorizate, ale căror venituri sunt până la valoarea salariului minim net pe țară, pot beneficia de 1.500 de lei pe an în vederea achitării datoriilor la utilitățile de sistem necesitate. Apă, energie electrică, gaze naturale, energie termică, datorii acumulate la întreținere. Deci, asta cum se poate, cum putem să o interpretăm? Decât 1.500 de lei pe an, da. Nu e o sumă mare. Dar e o sumă. Față de 7.000 de lei... dați pentru o centrală și spuneați că se prevede acolo pe an. Adică omul își pune centrală în fiecare an, o scoate asta pe cea de anul trecut, pune este... anul viitor alta. Exact. E greșit inclusiv această formulare. Se acordă un ajutor de până la 7.000 de lei pe an. Asta înseamnă că dacă anul ăsta am beneficiat, mai cer și anul următor să beneficiez, dacă așa scrie aici. Că până la urmă anul următor nu mi se schimbă deloc. În anul următor poate nu, poate da. Situația mea financiară și tot până la salariul minim pe economie am pe membru de familie venitul. Și atunci mă duc și anul următor și cer. Adică cred că măcar o anumită rigurozitate ar fi trebuit să existe în întocmirea acestui proiect, fără să mai spun că nu este deloc în regulă să ne gândim ca din banii publici să ne aranjăm niște, până la urmă, chestiuni care țin de politică. Ne oprim pentru publicitate, revenim însă în câteva minute, continuăm să citim mesajele și vă așteptăm cu întrebări în direct.